Întrebarea pe care o primesc cel mai des este: Toma, ce obiective și ce aparatură foto să-mi cumpăr pentru fotografia de peisaj? Astăzi nu o să vă spun ce aparat să vă luați, de obicei nici nu spun chestia asta, pentru că din punctul meu de vedere asta nu e important. Important este ce obiective ai și calitatea lor. Așa că astăzi o să vă spun concret care sunt cele 3 obiective pe care trebuie să le cumperi, o să știi pe ce dai banii, o să știi ce-ți cumperi, vor fi obiective care nu sunt ieftine, dar sunt obiective de calitate, o să te țină ani de zile și după ce le cumperi ieși la fotografiat, după ce trece toată criza asta cu coronavirus, după aia facem o mare întâlnire, anunț aici pe YouTube, anunț și pe Facebook, eu așa zic, facem o întâlnire cu toți fotografii de peisaj din România și facem o mare sărbătoare fotografiind răsăritul și apusul undeva prin România. Primul obiectiv despre care vorbesc este Canon 24-105mm F4L-IS, adică Image Stabilized, cu stabilizare. Chiar dacă obiectivul ăsta nu este nici foarte wide, nici foarte lung, 24mm nu e foarte wide, 105mm nu e foarte lung, este un obiectiv all-around, din punctul meu de vedere, extraordinar de bun și util. Și dacă ar fi să folosesc o singură lentilă, un singur obiectiv, ăsta ar fi obiectivul pe care l-ar folosi. 105mm, da, de exemplu, nu este foarte lung, dar pot să întrec aparatul în modul crop și atunci cu un factor de multiplicare de 1,6, 105mm devin 168mm, ceea ce nu e chiar atât de rău. Are F4. Pentru mine este suficient din punctul meu de vedere. Obiectivele care au F2 sunt de obicei de două ori mai scumpe și de două ori mai grele. În momentul când vorbesc de fotografia de peisaj, de obicei fotografiem la F8, F11, F16 și din punctul meu de vedere, un obiectiv cu F4 constant este mai mult decât suficient. Sunt fotografi care susțin că motivul pentru care îți iei o lentilă F2.8 este pentru o calitate superioară a sticlei și pentru un sharp mai mare. Din punctul meu de vedere, 24-105 și gândește că eu am prima versiune, este mai mult decât suficient, nu am nevoie de ceva de genul ăsta. Și înainte să vă spun câteva lucruri despre unde, locațiile în care folosesc eu acest obiectiv, scrieți și voi în comentariu care este cel mai folosit obiectiv din trusa voastră. Care e obiectivul la care, dacă trebuie să îți iei un singur obiectiv cu tine, ăla e obiectivul pe care îl iei. Acum, 24-105 eu îl folosesc în special atunci când fotografiez în interiorul pădurii. N-am nevoie de ceva mai wide. Gândește că în pădure aglomerația este atât de mare, haosul este atât de mare. În momentul când găsesc o mică zonă de ordine, nu am nevoie neapărat să folosesc un 17mm. 24mm e mai mult decât suficient. Un alt loc foarte bun pentru acest obiectiv este în interiorul orașelor. Ai și un pic de wide, ai și un pic de tele. Deci în momentul când călătoresc, asta este obiectivul meu principal. Obiectivul ăsta are și un mare minus. Faptul că zoomul se realizează în exterior obiectivul și nu în interior. Și aici apar două probleme. Am avut situații în momente de furtun de praf, da, sau vânt și praf mult, au intrat particule de praf în interior acolo, iar în momentul când el stă orientat în jos, ai nevoie de un rubber band ca să-l pui acolo și să-ți țină focala acolo unde e stabilit, altfel el poate să iasă aiurea. Acum hai să vă zic despre al doilea obiectiv pe care îl folosesc, și anume Canon 17-40mm F4L. Și la fel e un F4. Nu am nevoie din nou de F2.8. Când am cumpărat acest obiectiv, alternativa era un 16-35 F2.8, care era mult mai greu, mult mai scump. Și din punctul meu de vedere, fiecare lucru contează. Și greutate, și bani. Au fost situații când am avut nevoie de ceva mai wide decât 17mm, dar sunt perfect conștient că doar un milimetru în plus n-ar fi făcut mare diferență. Și situațiile astea în care am nevoie de într-adevăr ceva mult mai wide sunt atât de puține cât chiar nu-mi bat cap. Lentila asta, din punctul meu de vedere, este perfectă în spații deschise, acolo unde ai și suficiente elemente de foreground puternice. Este mult mai dificil să o folosești așa cum trebuie, pentru că fiind un obiectiv atât de wide, intră atât de mult în cadru, încât acel sfat pe care îl dau întotdeauna, țineți fotografiile simple, este greu uneori de urmat. Prin faptul ăsta, că intră atât de mult în cadru, deci nu este un obiectiv atât de ușor de folosit. Al treilea obiectiv pe care îl recomand este 70-200. Eu am un Canon 70-200mm F4L-IS, din nou cu stabilizare. Și din nou am F4, F2.8 la fel, de două ori mai greu și de două ori mai scump.
Vă recomand la obiectivele astea tip tele să luați întotdeauna versiune cu stabilizare. Există și o versiune fără stabilizare, mult mai ieftină, care pur și simplu este un mare nu. Mai devreme sau mai târziu va trebui sau vei fi forțat sau vei avea nevoie să tragi din mână și atunci fără stabilizare o să fie o problemă. Din nou zic că F2.8 nu este necesar. Și prețul e mult mai mare și greutatea sunt. Am întâlnit și fotografi care mi-au spus că ei și-au luat 70-200 F2.8 că atunci când trag la păsări, fac wildlife, le trebuie F2.8 ca să aibă un timp de expunere cât mai rapid să prindă mișcarea păsării. 200 de milimetri sunt inexistenți în momentul când vorbim de wildlife. La wildlife vorbim de la 600 de milimetri în sus. Nu discutăm. Și chiar și acolo îți pui convertor. Nu discutăm de focale de astea. Deci F4, părerea mea, este că e suficient dacă ești fotograf de peisaj. Acum, dacă ești începător și îți dorești să ai doar un singur obiectiv sau vrei să începi achiziționarea doar unor obiective de calitate și vrei să ai un singur obiectiv, sfatul meu e să-ți iei un 24-105. Nu trebuie să-l iei neapărat de la Canon, dacă ești utilizator de Canon, poți să-ți iei și Sigma. Sigma are seria asta Art, care este incredibil de bună și prețurile sunt mult mai avantajoase. Marele minus al seriei Art, cel puțin pe obiectivul ăsta, 24-105, nu știu dacă la altele este asta, este că la contactul dintre obiectiv și aparat nu există o garnitură de cauciuc care există la Canon. Garnitura aia de cauciuc face o mare treabă în momentul în care fotografiezi în temperaturi extrem de scăzute. Practic nu-ți îngheață contactele dintre obiectiv și aparat. Obiectivul ăsta nu are așa ceva, din când în când se mai întâmplă în temperaturi foarte scăzute să înghețe, trebuie să-l umbli un pic la el ca să poată să mai funcționeze. Dar ăsta e un mic minus. Da, trebuie să ții cont de el. Și ăsta ar fi obiectivul pe care îl recomand eu, dacă vrei doar un singur obiectiv. Sper că filmul ăsta a fost de folos, dați un share și dacă nu ești abonat, nu uita să te abonezi. Dacă vrei să afli mai multe despre fotografia de peisaj, mersi pentru timpul pe care l-ați alocat. Pa, pa!